Noul sezon de la Șef la cuțite a stârnit o mulțime de controverse în spațiul public după ce s-a aflat de plecarea foștilor jurați Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Au ieșit scântei, însă producătorii show-ului culinar au venit cu o variantă de înlocuire a lor. Șef Richard Abuzachi, șef Alexandru Sautner, șef Ștefan Popescu și șef Orlando Zaharia. Au trecut câteva luni bune de atunci și iată că s-au încheiat și filmările, deși edițiile încă rulează pe micile ecrane. Se pare că șefilor de la Antenă le-ar fi scăpat un mic detaliu și anume câștigătorul. Cine a luat premiul cel mare de la Șef la cuțite sezonul 13? A fost de altfel și prima dată în istoria acestei producții când jurații s-au luptat între ei să ajungă în faza echipelor. Drumul spre finala a fost lung și presărat cu tot felul de provocări. Concurenții au fost buni și de această dată și au făcut tot posibilul să ajungă cât mai departe în competiție, doar că unul singur a reușit să câștige. Concurentul care ar fi reușit să câștige sezonul 13 al emisiunii Șef la cuțite este Mihai Dragomir. Se arată pe contul de Instagram al Viperelor Vesele. În ultima etapă a concursului culinar ar fi ajuns Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu. Tânărul de 24 de ani a impresionat cu apariția lui încă de la preselecțiile acestui show. El a luat cel de-al patrulea cuțit de aur din partea lui Ștefan Popescu. Șeful a recunoscut că îl știe pe Mihai de la o școală de bucătari unde concurentul i-ar fi fost elev. De atunci și până acum, juratul a văzut o evoluție în munca tânărului. Doar că lucrurile ar fi luat o turnură neașteptată, căci Mihai Dragomir a intrat în echipa lui șef Orlando Zaharia, apoi și-ar fi făcut apariția în grupul condus de șef Alexandru Sautner. După îndrumarea celui din urmă, Mihai Dragomir ar fi fost desemnat câștigătorul sezonului 13 al competiției de la Antena 1.